De ce consider creștinismul ca fiind adevărat? Abordarea veridicității teologice a creștinismului poate fi examinată printr-o analiză a mai multor aspecte interconectate în cadrul disciplinei apologetice și a raționamentului teologic. Una dintre aceste abordări se desfășoară în cadrul istoric. La unde se conturează argumente robuste și persuasive în susținerea fundamentului creștinismului. Perspectiva istorică constituie un domeniu fundamental în evaluarea validității credințelor, sau de fapt a credinței creștine. Această abordare include două etape esențiale, fiecare fiind subiectul unui argument bine structurat. În primul rând, se îndreaptă atenția către confirmarea istorică a existenței lui Sus din Nazaret care sublinează importanța stabilirii realității istorice a figurii sale fundamentale. În o etapă ulterioară, atenția se mută spre evenimentul central al crucificării și învierii lui Isus. Argumentația dezvoltată de teologi precum Wolfhard, Pannenberg și reprezent reprezentați ai curentului evanghelic, în special în privința învierii, constituie un pilon important al apărării adevărului Creștin. De asemenea, este de menționat că postulatul învierii lui Isus din morți capătă o semnificație esențială. În măsura în care deschide calea către consecințe teologice, teologice deosebit de semnificative. Dacă considerăm că Iisus a înviat și că a învins moartea prin învierea sa, rezultă necesitatea acordării unei atenții considerabile înțelegerii învățăturilor și revendicărilor făcute de acesta cu privire la propria sa divinitate și misiune. O altă abordare este cunoscută sub numele de abordarea presupozițională, care dezvoltă o perspectivă complexă asupra fundamentelor raționamentului și percepției umane în contextul credinței umane. Această abordare susține că raționamentul și percepția noastră sunt într-o strânsă legătură cu prezența divină și cu învățăturile biblice, afirmând că acestea sunt presupuse în mod inevitabil în fiecare act de gândire sau percepție pe care noi o întreprindem. Ea îndeamnă la o reflexie asupra originii și a semnificației presupunerilor noastre fundamentale, oferind o perspectivă în profunzime asupra conexiunilor dintre raționament, credință și divinitate. Abordarea presupozițională aduce în discuție legătura inextricabilă dintre raționamentul uman și prezența divină, argumentând că fundamentele gândirii noastre sunt puternic interconectate cu învățăturile biblice și cu existența lui Dumnezeu. Atunci când abordăm evaluarea veridicității mărturiei sau relatării cuiva într-un context lipsit de mijloace de înregistrare atât vizuală, cât și documentară, ne confruntăm cu o provocare complexă în determinarea autenticității evenimentelor descrise. În acest sens, procesul de evaluare se bazează pe multiple aspecte ale raționamentului și analizei critice. Într-o manieră similară cu ceea ce se întâmplă în cazul uh, citirii textelor biblice, în care mărturile Apostolului Pavel, de exemplu, sau altor autori sunt analizate. Se pune o întrebare esențială legată de credibilitatea și validitatea relatării. Acest demers cere un apel la diversi factori de discernământ, dintre care unul dintre cele mai semnificative este un proces riguros de analiză internă și coerență. A în sine. Aspectele cruciale în această evaluare includ consistența internă a mărturiei respective, adică faptul că aceasta nu contrazice sau nu intră în conflict cu alte informații prezentate în același context sau în alte surse relevante. În cazul relatărilor biblice, aceasta implică o examinare atentă a faptelor, detaliilor și coerenței în ansamblu a narațiunii, în contextul în care aceasta este. Prezentată. De asemenea, se poate recurge la o analiză a contextului cultural, a contextului istoric, a contextului religios în care relatarea a avut loc. Ceea ce presupune o înțelegere a circumstanțelor vremii și a tradițiilor culturale care ar putea influența felul în care evenimentele au fost percepute și raportate. În cazul scrierilor bibli biblice și a mărturiilor evangeliștilor, un alt aspect crucial este considerarea autenticității personale, a martorilor și caracterul lor moral. O atenție deosebită este acordată motivelor care ar fi putut determina să relateze evenimentele așa cum au făcut-o și dacă acest, aceste motive ar fi avut potențialul de a distorsiona sau nu relatările lor. Într-o formulare sintetică, esența motivației mele de a fi creștin poate fi exprimată astfel: Credința mea creștină se bazează pe autenticitatea portretului lui Isus Hristos în Evanghelii, care emană o profundă încredere pentru mine, în inima mea, în mintea mea. Când mă întâlnesc cu învățăturile și cuvintele sale, mă simt obligat să-i acord încrederea mea necondiționată. O altă dimensiune importantă a credinței mele creștine se leagă de încrederea în integritatea apostolilor, în special în ceea ce Privește scrierile lor. Examinarea atentă a scrisorilor, de exemplu, a Apostolului Pavel, și încrederea pe care o pot dovedi aceste texte, dezvăluie că ele și că autorii. Și că autorul Pavel nu este o persoană lipsită de rațiune sau o persoană care încearcă să manipuleze. În ansamblu, credința mea creștină se consolidează în baza a doi piloni esențiale. Autenticitatea și puterea portretului lui Iisus Hristos în Evanghelie care emană încredere și încredințează sensul divin al acestuia și încrederea în integritatea apostolilor și a scrierilor lor care reflectă încrederea și credibilitatea profundă Învățată din propria lor relație cu Isus Hristos. De aceea cred ceea ce cred.